Bine, v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Este timpul să aflați informațiile despre vreme. Aceasta va fi din ce în ce mai caldă în următoarele două zile. Meteorologii spun că vineri la amiază, în jumătatea de sud a țării, temperaturile pot urca și până la 28 de grade. Vreme foarte caldă pentru această perioadă. Sâmbătă și duminică, însă, temperaturile încep să scadă. O masă de aer mai rece va fi prezentă din nou. Pe teritoriul țării noastre vor fi afectate mai ales regiunile vestice, nordice și centrale, unde temperaturile vor scădea destul de mult. Astăzi, maximele se vor încadra între 14 și 24 de grade. Aspectul vremii va fi unul destul de plăcut, exceptând vestul și norvestul țării, unde, după amiază și spre seară, vor fi unele norări și ploi slabe. Ploi sunt anunțate și în zona montană, acolo unde vor fi și unele intensificări, de vânt. Vorbim de temperaturi ridicate prin sud-estul țării, 21 de grade Galați, 19 Constanța, 22 de grade astăzi la Craiova. Și în vestul țării temperaturile sunt destul de bune pentru perioada în care ne aflăm, 19 grade Timișoara și 18 la Oradea. La Suceava temperatura va fi de 17 grade, acolo este posibil să plouă în această după În capitală vorbim de o vreme frumoasă cu un cer variabil mai mult senin, un vânt destul de calm și o temperatură de 22 de grade, iar temperatura în următoarele două zile va fi din ce în ce mai ridicată, până vineri, maxima din capitală va fi de 26 de grade Celsius. Ne pregătim însă pentru nopți destul de reci. Noaptea care urmează aduce temperaturi de până la 7 grade Celsius, însă în zona preorășenească temperatura va fi chiar mai coborâtă de atât. În zona montană, ploi puține, unele intensificări de vânt, 5 grade în Ceahlău și nu mai mult de 10-11 grade de pe Valea Prahovei. Mâine vreme și mai caldă, maxime de până la 25 de grade iar vineri se răcește în regiunile intracarpatice. Temperaturile rămân destul de ridicate în jumătatea de sud a țării. Acestea au fost informațiile despre vreme. Rămâneți cu noi! Începe jurnalul Orei 8.